Salut și bine v-am regăsit la un nou episod din Scream Mechanic, Îmi cer scuze că nu am mai postat, am luat o mică pauză de la toată treaba asta. Mi-am terminat pe aici, sper ca weekendul acesta să vă vin și cu turul camerei. Încă nu mi-a ajuns acel conector pentru cameră ca să pot face cu facecam, dar încă aștept după el. În fine, am de făcut pe aici o grămadă, o grămadă de chestii. Nu am mai intrat pe screa mecanic de o săptămână și trebuie să-mi pun eu la punct în primul rând. Aș vrea să-mi termin baza de aici, să-mi fac casa, să așezăm și noi toate lucrurile astea cum trebuie. avem pe aici aruncate țigle și o grămadă de chestii super random. O să merg eu, am pus, de fapt am pus aici un cufer unde mi-am lăsat câteva chestii pe care le aveam și nu am nevoie momentan de ele, cam astea ar fi. Asta mi se pare că era forul cu iteme de craft și ce mai aveam eu doar că s-au cam terminat. Voi lăsa asta aici și mai avem aici câteva materiale, câteva chestiuțe. Hai să las astea aici și să-mi iau eu arma. Asta este de craft și... O să începem prin a aduna absolut tot, 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 tot ce avem noi aici Cred că astea și putea să le las evident aici Și haide să-i dăm bătaie aici Vreau să scot motoarele astea Să las doar raftul frumos și pompa și ăsta și carne și toate lucrurile astea Dar nu prea au sens pe aici O să vreau să las chestia asta și apatul îl vom muta sus Și episodul următor sper să mergem, să mergem cu băieții la warehouse Warehouse, pardon, mă scuzați. Să mergem să lutăm pe acolo, mai vreau niște haine din acelea aurii sau vedem exact ce ne pică. Gata, avem aici, avem și scaun, va trebui să umplu eu raftul acesta. Dar haide să băgăm motoarele și ce mai avem noi, unde sunt? Aici. Mai avem ceva, uite, pompa, cred că aș putea să o bag pe aici în cape. Trebuie să încapă, cumva. Nu, no. uite, o pot pune aici. Doar că nu... Ah, ok, merge în lateral, gata. Am rezolvat și cu pompa. Motor aici, motor aici, iar acest cont... Mam, încă un motor? Am trei motoare. Am trei motoare mari. Asta nu știam. Carnea nu am ce să fac cu ea. Astea o să le pun eu undeva mai exact. Nu vreau să le înșir pe aici. Acest tubuleț îl voi pune în continuare. Pot să-l pun la pompă? Nu pot. Pot să-l bag undeva pe dedesubt, pe sus, pe oriunde. A, ah, uite, pot să-l pun foarte mic, am văzut aici. Sau aici. De ce nu? Ăla cel mai mic, gata și pun, pun caseria asta, ops. apare nu avem cum să o punem, da, din păcate aia este, îl vom lăsa acolo. Haideți să începem noi să, aici n-am mai făcut nimic, am nevoie de o grămadă de sticlă, o grămadă de nebunii. Haideți să începem noi prin a curăța absolut tot ce avem aici și să separăm ce avem nevoie cu ce nu avem nevoie. Sunt foarte multe lucruri pe care probabil nu le voi folosi în viitorul apropiat și de asta vreau să fac puțină ordine aici și să știu și de ce iteme dispun. WC-ul acesta îl las aici, aici avem de barau, nici nu mai știu ce am în ea. Aș putea să iau cuforul acesta, să-l ducem undeva în casă ca să putem ține, nu știu, orice, orice item pe acolo, nu știu exact. Am mai văzut eu un motor și presum că îl scapă, nu? Dar pot face asta, asta, și Opa, am scos scaunul, cred Gata Nu e nicio problemă Pot să-l bag sub pat? Nu încape sub pat Dar cred că îl pot pune undeva pe un perete Uite, îmi pot face de cufere aici Să-mi fac așa un, un, rând, un ceva Bam, bam, vin cu astea Nu știu, acum am foarte multe cuburi pe care chiar nu prea o să le mai folosesc Adică nu știu la ce și nici nu știu unde să le pun Și uitați-vă acolo câte lucruri mai avem de scos Habar n-am ce vom face cu toate astea Intrarea o vom modifica și aici Mă gândesc să punem beton peste tot prin bază Să arate mult mai ok și să Poate reușesc să mă ridic deasupra nivelului de, de, iarbă Ca să nu mai avem iarba asta prin curte dar momentan nu avem destul beton pentru treaba asta. Bucătarul vreau să-l punem în casă. O să-l iau de aici să-l... Haide. Haide și aici e ok de fapt. Și mai aveam eu unele chestii. Uite aici motorul acesta. Oh, haide și tu. Sper să nu-l sparg și pe ăsta. Sau aș putea să las aici motorul. Avem și niște găleți, avem și niște nebuni. Uite, mai pot pune și asta pe aici. Și ok. Apropo, am nevoie să craftez niște pistoane pentru fermă. Nu știu exact ce am eu nevoie. Ia să vedem. Interactive. Piston avem nevoie de 10 cuburi de metal ca lumea și mi se pare că mai am 25 pot crafta două pistoane și cred că aș avea nevoie de două pistoane pentru fiecare de la 4, 4 pistoane cred că aș avea nevoie 40 metal și aș avea nevoie și de 2 senzori sau cred că aș putea să fac pe acela senzor toată treaba. Mă refer să fie automat. Pentru senzor am nevoie de sticlă, lipici și ok. Dar nu ne vom lua noi cu craftingul episodul acesta, o să ne luăm cu modificarea la ce e pe aici și dressing botul acesta trebuie pus în casă. O să punem pe aici așa și acum Haideți să mergem să vedem ce chestii avem noi utile pe aici, ce putem să luăm, ce putem să sudăm, ce putem să... Orice astea putem să le punem pe undeva, dar de ce nu se așează? Uh... Da, nu prea, nu prea se așează, deci cred că îl voi lăsa așa, cumva. <laughs> vedem unde o să-l sudăm și pe ăsta și haideți să vedem ce cuburi avem prima oară aici, am destule de utile. Uite, avem niște beton pe ăsta, avem metal de la nașpa, avem foarte multe chestii pe aici, foarte multe rampe. Aici avem paleții, deci cam atât ar fi, văd că am cam tirat tot ce era mai util așa, o să trebuiască demontate astea. Dar cel mai probabil nu le voi demonta eu episodul acesta, și o să mergem să modificăm în schimb casa, să vedem ce mai facem pe acolo, facem niște mobile, niște chestii, niște nebunii, să vedem ce putem să luăm de aici pentru design, uite avem niște lemn, am pipe astea, o să dispară de aici, avem chestiile astea, nu știu exact, pe aici ce avem, ok, aici avem foarte mult metal, îl voi lua, am nevoie de lumini în casă, și de spray-ul ăsta de vopsit, doar că nu avem colorant, din păcate, cred, că nu mai avem deloc, am rămas fără colorant și va trebui să mergem să adunăm flori de alea pentru a putea face colorant. Stați așa ca să și treaba asta, avem spațiu pentru flori, un stack. Îmi trebuie 10 ca să pot să fac 5, să colorez 5 luminițe. Dar asta o vom face după ce montăm... Ops, stai că nu mai am scaunul. Asta o vom face după ce terminăm pe acolo de montat absolut tot. Am pus liftul înapoi. Gata. Deci, voi lăsa cred că patul aici acum intri, frumos. O să duc eu salteaua asta în... Oare dacă cazi pe salteaz mai de damage? Asta n-am încercat. Voi duce eu salteaua asta aici, o vom pune, nu știu, cel mai probabil o să o arunc. Dar rămâne de văzut. Vreau să dau Odată la câteva cuburi, de fapt, cât e? O lungime vine până aici o lungime. La fiecare lungime vreau să pun o de asta de 2 sau haide de 3. Așa, și iar încă o lungime. Doar că trebuia să încep lungimea de pe partea cealaltă. Așa. Și cred că dacă ele sunt așa și aș putea să pun, deci îmi vine lungimea până aici, aici ar veni toată treaba asta, dar aș vrea să mă duc trei cuburi pe interior, să fac treaba asta aici Ops Așa Și la fel voi proceda și aici Voi merge trei cuburi pe interior Și apoi voi șterge toată nebunia asta Bine, voi lăsa marginea Voi face o margine și sus Și în laterale o margine de 1 Și va trebui noi să facem roz de sticlă Bine, nu este necesar uh, Imediat, imediat să zic Dar uh, cândva va trebui să facem roși de Sticlă. Acum haideți să montăm luminile. Uh, nu știu dacă să le pun pe țevi din aceștia. E perfect din acestea să le punem uh, ceva de genul... A, ah, aparent uh, nu avem nicio șansă. Ok, atunci voi pune direct. Uh, voi face din tavan să coboare cu asta. Fiind camera, așa și aș putea să pun în fiecare colț plus uh, cred că pe mijloc. Haideți să vedem. Cam cum ar veni, uite vreau să-mi las de atâtea cuburi și mai mă duc una în jos și vin cu lumina. Ceva de genul și după venim noi cu un model, cu o chestie pe acolo, nu, nu este o problemă. Dar câte cuburi am venit? Am venit, op, op, op. stai așa mă duc jos. Trebuie să facem ceva pe aici să nu cădem salea. 1, 2, 3, ok, deci 3, 3 în fiecare parte, 1, 2, 3 și la 4 am pus. Cam așa, ia să vedem, atât perfect. Repet, detaliile le vom face la urmă, nu voi lăsa casa așa, vreau să pun tablouri prin ea, vreau să punem o grămadă de chestii frumoase, să arate bine. Și după ce terminăm casa ne vom apuca super, super serios de fermă, să o facem cât mai... Cât mai ok, cât mai profitabilă, cât mai bună. Bun, cam așa ar veni treburile astea. Am eu nevoie de pipe acesta. Convin scările astea. Și pe partea și pe alta poți să cazi. Ăsta este foarte mare. Și am abia 4 de astea mici. Și mi îmi trebuie 3 ca să am înălțimea ok. Și cred că dacă mă arunc eu de aici și merg în spatele casei. Mă, stai așa că am și armă să te prăjesc. Gata. Uite, avem și o floare. Oh. Sunt destule flori pe aici, observ. Pe acolo, pe acolo, pe acolo. Am mai... Așa, uite, mai am eu aici încă două de astea. Și mai avem pe aici niște pipe niște capete de robot. Avem asta cu fresh, o pun pe perete. Nu știu exact dacă îmi trebuie asta pe undeva prin casă, dar... Oricum, avem foarte multe rămpi. Rampe sau rampi, Nu știu exact. Mă scuzați dacă am greșit, dar chiar nu știu. Așa ok, asta o să scot de aici, nu? Sau, nu, 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 de fapt nu, o să o arunc și dacă, dacă vrea să o ia cineva, să o folosească, o las acolo. Haideți să vedem, vom face bucătăria, vreau să o facem aici, acum intrim. Să fie domn șef bucătar aici, îl avem, dress botul va fi pe partea aceasta, așa, și mai avem ceva de luat? Știu că am mai lăsat un sandwich. O să punem pe masă la bucătar. Momentan, haideți să facem uh, treburile astea pe aici, să nu picăm noi pe jos. Vreau să le fac tot din... O să construiesc totul din metal. Deși e puțin cam uh, ciudat pentru că acolo avem... Uh, și este cam sus, cred. Ok. Ce? Uh, mi s-a dus caracterul singur încolo. Este puțin cam ciudat pentru că aici avem lemn Iar aici avem metal Aș putea să schimb să avem peste tot metal Și lemnul să-l folosim noi la alte nebunii S-ar putea să cadă bucătarul <laughs> Ok, gata Și apoi vom vopsi noi exact ce și cum pe aici să fie frumos Cred că aș putea totuși să trag o margine de lemn Să fac peste tot o margine de lemn, nu știu Cred că atât. Am mai lăsat acolo. Nu știu de ce mă chinuiam eu de sus când puteam să vin de jos să trag foarte ușor. Dar aia este. Bun, acum este totul de metal. Haideți să luăm pe domnul bucătar înapoi să-l punem acolo și să-i facem și noi o bucătărie frumoasă. Și cred că va trebui să mă duc să iau o chestie. Haideți să mergem cu mașina. Vreau să iau un frigider și aici nu am. Și va trebui să punem pe acolo carne și tot felul de nebunii ca să... A, ah, uite-mă cu ăla de care ziceam. Nu știam. Mai avem două chei pentru warehouse-uri. Să putem să le, să le luăm. Să mergem. Haideți să mergem cu mașina să luăm frigiderul acela. Am nevoie de el. Op, ce s-a întâmplat? A, ah, sunt deshidratat, mamă, și acum sunt și sub mașină. Am ceva să-i dau. Uite, avem niște morcovi aici, trage Dar ăștia nu cred că îmi apă. Oh, ba da, este ok. O să trebuiască să ne punem pe acea fermă să, să avem foarte multă mâncare. Mamă, nu, 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 până, până, mă întorc eu cu treaba asta, Nu mă voi chinui groaznic și nu știu cum a început să facă lumina de pe mașină. Gata, haide să, să mergem să luăm, opa, direct în porumb. Direct, atât. Mergem să luăm frigiderul și ce chestii mai avem de luat de pe acolo, pentru că nu mai avem bucătarul la casa de la lac, a, ah, uite, uite, avem aici niște frigidere. Avem aici două frigidere, dar să vedem cam ce ar mai fi și pe acolo și nu-mi trebuie oarecum. Nu vreau să stric pe aici, fiind prima noastră casă, prima noastră locuință, chestie, nu vreau să stric nimic. Dar voi lua acest frigider pentru că oricum nu avea niciun rost pe aici și lăsăm exact așa, arată foarte frumos. Voi lua cănița în schimb și sticluța de lapte, atât. În rest, nu iau absolut nimic. Uite și ăsta ar arăta foarte frumos în casă, dar sigur vom găsi noi altul pe undeva și îl vom lua. Dacă nu vin de aici și îl car, avem una cu una. Nu mai avem flori? Calendarul? Haide și calendarul. Gata, atât. Mai multe nu fur. De fapt, nu iau. Nu am cum să fur de la mine. Atât. Haide să mergem înapoi. Am ajuns cu bine, o să o luăm caseria asta de aici, să o punem, Wow, aș putea să pun și scaune, cred, undeva să fac un fel de masă și aș mai avea eu un scaun, doar că aparent am inventarul full, haide să las, uite asta și aș putea să mă duc să, să las, stați așa, stați așa că nu mai avem spațiu pe aici, o să pun o lumină aici, o să mai pun încă două, o să le punem după cum trebuie, doar că momentan vreau să mă duc să iau acel scaun de jos. Ca să-l punem la masă să fie frumos. Uite, avea și un bearing pe acolo. Mai am beringuri, Am unul singur. Ok. Și să facem aici frumos la, la bucătar. Nu știu, să-l pun pe el pe colț sau să pun masa pe colț. L-aș pune și pe mijloc. Oricum, prea mult în casa asta nu prea avem ce să punem. Și o să fie înconjurat de carne și o grămadă de, o grămadă de nebunii. Haideți să lăsăm noi aici și să-i construim. Cam asta va fi așa bancul lui să zic raftul ce-o fi și cred că aici ar trebui să vin ar trebui să vin așa cu o porțiune de metal ca să îmbinăm uh, toată treaba asta sau pot veni așa de fapt două de trei să fac de trei nu știu stați așa unde este mijlocul dacă ar fi la ochi să mă iau ar fi aici aici avem mijloc de două sau uh, haideți haide să vedem exact cât se duce uite ăsta mi se duce până aici și ăsta mi se duce până aici Asta înseamnă că e ok. Oarecum, aproximativ, e super ok. Deci vom lăsa mijlocul aici. Și trebuie să ridic eu puțin pentru că roboțelul acesta este cam scund. Trebuie să le ridicăm pe platformă. Haideți să scap eu puțin de chestiile din inventar și să le punem pe aici. Ia, uite, pun casa de marcat aici. Ce mai pot pune? Am luat eu sticluța de lapte. O voi pune aici. Și am luat și acea cană pe care o voi pune aici unde vom pune scaunele. Haideți să-l punem pe, pe roboțel. Puțin mai, mai într-o parte. Doar că e nasol, are trei cuburi și au unu două. E ok, e foarte ok, așa îmi place cum e. Aș putea să fac pe Bering toate nebunelile astea. Asta ar merge pe Bering, să o pun așa mai într-o parte. Doar că, uite, am și un controller. Hai să o facem măcar să, uite o văcuță acolo. Se arate frumos. Și aș lua o de pe partea asta și o întorc. Ok, perfect. Voi pune, voi pune controllerul aici. Oricum o să venim cu lemn și nu se va mai observa. Și pot veni, eu cred că 15 grade ar fi perfect. Primarul, puțin, puțin, puțin mai mult. Cred că undeva la 25 ar fi perfect. Gata, uite ce frumos arată. Îmi place așa. Și aici o să-i punem noi chestia aia cu fresh. Am luat-o noi de jos. O să vreau să o aduc puțin mai în față totuși. Și voi pune două bari din acestea. Bam, bam. E cam câș. E cam câș treaba. Gata, cam așa ar veni și să lumineze, oricum o să facem o culoare să se potrivească cu camera, va trebui să văruim, să zic așa, absolut totul pe aici. Haideți să venim cu lemnul la treaba asta, voi lăsa la destul de vizibil, nu mă deranjează. Așa, și voi pune aici scaunele, haideți să vedem unde avem aici un suport, aici un suport, și le vom pune cam la o distanță, nu știu, așa, ia să așează bine scaunul la distanța aceasta. Perfect, perfect chiar, îmi place. Așa, unde este celălalt suport, o distanță de cam atât ar fi perfect. Mamă, îmi place, îmi place la nebunie cum vine toată treaba asta. vie aici, mănânci ceva și o să, avem, o să avem rafturi, Eu o să fac rafturi de lemn. Și o să trebuiască să le umplem cu lapte, cu o grămadă de nebunii pe aici, mâncare. Uite, frigiderul va trebui să-l punem. Cred că va trebui să facem noi aici o manevră. Cred că cam atât de lat este, nu? Sau atât? Și să tăiem asta. Bine, oricum. Opa, am dus cam mult. Atâta? Atâta? este. Și aici vom face frigiderașul. Gata, frumos. Haideți să pun podeaua înapoi pentru că nu am vrut să o sparg, doar că cred că m-am dus cu mausul puțin mai mult. Așa. Și aici voi lăsa exact așa. O să dau ăsta cu un mai așa. Și aici vom închide noi barul ăsta și ăsta. Perfect. Și aici putem să-l închidem tot așa. Mamă, wow, îmi place cum arată. Stai puțin. N-am <gângătă> observat că l-am pus invers. Îmi cer scuze. Gata. Perfect începe să arate mult mai frumos. Acum, haideți să facem, vom avea raftul pe această parte, va fi, nu, no, vom trage podea de unde stă domnul bucătar și de aici vom începe raftul, doar că cred că o să mă încurce puțin chestia asta cu fresh, nu? De fapt, dacă vin eu cu raftul exact până în asta, cu raftul propriu zis mare, să zic așa, și îl vom face de două, Așa și vom începe, cred că pot să... Acolo de una. Atât. Și acum, de fapt, ar fi frumos să-i fac și spatele de lemn. Doar că ne mănâncă tare la lemn. Dar măcar arată mai bine. Așa și tăiem noi ca să nu stau să fac liniile alea. Aici pot, pot lega, de fapt, toată treaba asta și te servești aici, de pe raft, cu ce vrei. Bine, carnea nu cred că o să o pot pune aici, nu știu, vom pune lapte, chestii. Poți să pui cu morcovi? Poți să pui și morcovi aici și ți iei mâncare, hamburger, ce ai nevoie. Uite, sus avem de 3 și cred că unde e de 3 încape carnea? Nu încape carnea. Bun. E destul de ciudată lumina acolo în fața raftului, dar luminile le vom modifica dacă este nevoie când vom termina absolut um, tot de construit pe aici. Cred că nu sunt date pe 20 pentru că nu prea, nu prea luminează ele așa. Oricum, am observat, dacă le vopsește albe, se schimbă complet, complet, complet totul. Opa. Și... Oh, apune soarele frumos. Bun, cam atât ar fi cred că cu bucătăria momentan mai avem noi spațiu aici destul de liber, am putea face, nu știu, un fel de mini joculeț, un ceva, sau cred că în loc să înghesui toată treaba asta aici, cred că aș putea să o pun aici, doar că apoi am rămâne cu spațiul acela nefolosit sau cine știe, poate vom găsi, să sperăm că avem mijloc. Avem acolo un cub, aici avem două, aiurea tare, dar... A, este măcar nu mai vine aici urât de pe scară, de pe alea. Și aici cred că aș putea să fac un raft imens cu multă carne, nu? Îmi încap două bucăți de carne, una, două, pe parte, trebuie să mai iau una ca să o văd. Sau puteam să număr cuburile, era mai simplu, dar dacă tot am coborât deja, Haideți să luăm carne să vedem dacă încape acolo. O să trebuiască să duc și acel sandwich. Ia să vedem, dacă încape e tare, nu încape din păcate. Dar pot face de unul, cred. Ah, se stachează în inventar, super tare am văzut eu sandwich acela și vreau să-l iau de pe casă <laughs> și îl voi, pune, îl voi pune exact aici așa, cu cănuța, cu sandwich cu nebunim. Ce mai trebuie noi să facem? Uite, avem cutiuța asta. Ar da frumos, doar că nu cred că am destule, ar da frumos să facem chestia asta din cutii pe interior. Ar da foarte frumos, doar că va trebui să căutăm noi mai multe cutii să avem. Ia să vedem pe aici pe jos ce avem. A, ok. Putem să punem foarte multe lucruri. Doar că nu prea avem. Aici cred că aș putea să fac o altă chestie. Aș putea să separ. Uite exact din două cuburi. Atât. Și ăsta scos. Aș putea să separ. Când intri ca să nu mai vezi toată treaba aia nasoală. Facem o intrare aici. Suficient de, suficient de mare. Mi ajunge bine să pun nu. Va trebui să mai căutăm metal de ăsta prin cuferă să vedem dacă am lăsat pe aici pe undeva. Uite, 200, mai avem aici niște lemn, nu foarte mult, avem și lemn bun, metal, piatră. Bă, iau tot felul de chestii, nu, nu se știe când ne vor trebui sau ce modele putem face. Cum am zis, episodul acesta vom fi bazați mai mult pe build. Și episodul următor sper și vreau neapărat să mergem în să mergem să lutăm un warehouse. Gata, patul îl voi lăsa aici, doar că l-aș rezema de fapt pe peretele ăsta cu mintrii, să fie patul așa. Și aici putem pune paturi supraetajate, dacă mă gândesc eu mai bine, pentru toată lumea. Ar arăta destul de frumos, chid că nu prea avem nevoie, dar ar arăta frumos în casă să avem paturi supraetajate cu mintri. Ia, cât, cât vine acest pat? Ok, vine exact și ne mai lasă și aici treaba asta. O să-l duc până sus, nu va rămâne așa. Acum, primul pat va veni la nivelul acesta. Ok, al doilea pat, mamă, cine o să stea sus se urcă cu scara. Al doilea pat cred că ar fi ok la nivelul acesta, e destul spațiu între ele. Câte cuburi avem? Una, două, trei, patru cuburi. Ok, la fel trebuie să facem și mai sus, să punem patru cuburi. Una, două, trei, patru cuburi adică ar veni aici celălalt, nu? Așa, nu știu cum se va urca um, <gângânt> în pat acea persoană, oarecum pe scări, pe ceva, dar nu cred că voi face așa ceva. Dar e ok. Și mai aș duce cu raftul, să avem foarte, foarte, foarte mult spațiu de depozitare, mai aș duce cu raftul până aici. Cam așa. Și să vedem și cu nebuniile astea, tot de două. A, mai avem metal? Uite, mai avem 47. Nu cred că mi-ajunge. Ba da, ba da. Perfect. Și aici spațiu să tot depozităm obiecte și ce mai avem noi, nu știu ce nu, ce nu ținem în cufere, ce nu... Uite, astea m-am dus să le pun sus. Avem ăsta de curent, aș putea să-l pun lângă pat, să-ți mai dai și puțin curent când te trezești. De fapt, nu ar fi o idee destul de nasoală. Îl vom pune în schimb aici. Uite mai așa. Iar aici vom face noi un spațiu de relaxare, de ceva va trebui să venim cu un acoperiș și așa, frumos ceva. Oricum va fi ceva. Astea cred că le voi pune eu pe tavan. În loc să le punem pe perete, cred că aici, iar acesta, să fiu pe aceeași traiectorie undeva pe aici, nu? Cam ceva de genul, deși este mult mai mare distanța dintre ăsta și marginea aceea decât dintre ăsta și marginea aceea. Cu, cred că aproximativ 4 cubulețe. Așa, acum aici vom avea spațiul de depozitare pe cufere. Ăsta îl voi lua, o să-l punem sus, să fie decor, să fie ceva, uite, vom pune aici o plantă. Să fie frumos. Avem noi niște porumb. A, așa, deși nu mă gândesc să umplu treaba asta cu porumb. Îl lăsăm acolo, momentan. Ce mai avem noi de pus pe aici? A, absolut nimic. Calendarul vreau să-l pun cum intri în camera aceea. Să... Opa, mamă. M-a speriat puțin. Uite, să fie exact aici calendarul. Haideți să mâncăm, că... E e burta. Și va trebui să facem luminile pe buton sau acum nu știu, le-aș lăsa și aprinse permanent, nu m-ar deranja foarte mult. Haide să vedem unde putem loc pune această lumină. Vreau să am două lumini în această cameră, aici una și undeva pe aici cealaltă. Perfect. Când după ce le vom vopsi albe, o să se schimbe complet complet și chiar haide să să luăm ce avem nevoie pentru vopsit, pentru că vreau să văd schimbarea. M-am uitat la astea din curte și instant au schimbat absolut tot, 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 tot. Aici au cam spart ăștia gardul, n-am cubr să... Uite, am un pipe de ăsta mai ciudat. Și mai am, uh, mai am niște de-astea. Gata, l-am reparat. Uh, Oi, oh, da, vă că spart ca lumea, au dat băieții ăștia în gard. Ok, uite, aici văd trei bucăți deodată. Unde mi este arma? Aici mi este arma în caz de vin uh, roboții ăștia după noi să putem să le facem față. Și întrebuie -mi mie, din câte știu, 5, nu, 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 10 colorant de flori pentru... Mamă, ce s la cutii? 10 colorant de flori pentru fiecare 5 vopsea. Deci voi avea undeva nevoie de vreo 20 ca să pot să-mi fac ce am pe acolo de făcut. Nu vă luați după mine. E, a este. ea mare am observat că mor din 4, ăștia din 3, iar cei din warehouse mor din una dacă le dai în cap. Nu, no, două cutii direct. 14. De ce am crezut că se stachează până la 10? Nu știu de ce am avut impresia asta. Haideți să vedem ce ne-a pregătit. Avem soil bag. Și mai avem aici Opa, ce ne dă, ce ne dă Component kit, cât soil bag? Unul singur U. Uh. Ce nu-mi place mie la jocul acesta În schimb este că unele obiecte Au stacul destul de mic Și te face să ocupi foarte, foarte Mult spațiu Dacă vrei, nu știu, să iei porum Foarte mult, e stac de 10 Sau tot 20 pe acolo Nu, cred că 10 este Stacul la porum, la astea este stacul de 20 dar măcar să nu iau 20 și 1 și 2 pentru că nu o să am ce să fac cu ele. Nu mai sunt pe aici. Oh, exact după munte. Câte avem? Și 4 și mai întrebuiesc mie încă 6. Dar unde mai găsim? Știi ce? Le las așa. Haide să mergem. Voi face 10 colorant, ceea ce o să-mi ajungă. Nu cred că am 10 lumini. Am 4 sus și 2 jos. A, ah, și încă 3 afară. Este ok, ne ajung. Și abia aștept să o vopsim, să tot, să vopsim toată, toată baza, doar că ca să facem acest lucru avem nevoie de foarte mult vopsea. Bine, ce e mișto la vopsea e că pe cuburi poți vopsi, să zic, 200 de cuburi cu o singură chestie din aceasta de vopsea. Asta e partea ca lumea. Și cred că avem noi aici mod, nu mod parță, asta, uite, 10 pentru 5 și vom crafta noi atât. Iar restul voi lăsa în acest cufăr aici. Și vom vopsi acele lumini. Aici mai avem combustibil, baterii, ulei, un motor, un radio. Nu foarte multe și asta trebuie să o fac eu albă. Așa, avem 10 coloran, trebuie să am foarte mare grijă. Boom! Instant, instant, se schimbă toată treaba când ai cu treaba asta. Ia. Yeah. Hopa, hopa. <gântu -i> îmi place. Îmi place cât de mult se, se schimbă. Și ăla cu fresh, nu știu ce culoare să-l să fac. L-aș face portocaliu. Uh, mai avem noi trei bucăți exact pentru aia alea de afară. Dar uh, aș vrea să fac și ăsta, fresh. O, oh, îmi place, îmi place. Oare pot vopsi și roboțelul? Nu, 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 albastru. Da, nu știam! Nu știam că pot să vă vopsesc robotul! Nici n-am încercat, nu știu de ce. Gata, din păcate iară nu mai avem vopsea, o să trebuiască să ne punem să strângem mai multă. Avem aici soil bag-ul acesta, nici nu știu unde să-l pun, o să-l pun pe jos, nu știu ce să fac cu el. Avem foarte multe lucruri de care nu prea avem așa mare nevoie. Și nu știu, nu știu ce să fac în acest colț. Dar, Vă las pe voi în comentarii să decideți ce vom construi noi în acest col colțuleț. Las și eu episodul acesta aici. Vă mulțumesc pentru toată atenția acordată și îmi cer scuze că nu am fost activ aceste zile. Am luat o pauză, nu mi s-a întâmplat absolut nimic rău și îmi cer scuze că nu v-am răspuns nici pe Insta. Am luat o pauză efectiv de la absolut tot ce înseamnă internet. Și sincer să fiu, nu-mi pare rău, m-am simțit și încă mă simt super ok. Încă o dată vă mulțumesc pentru atenția acordată, dacă vreți să mă urmăriți și pe Instagram aveți linkul în descriere și nu uitați să lăsați ce să construim noi în acest colțișor sau ba chiar pe tot acest perete sau până aici, orice idee aveți nu are cum să fie ceva greșit. Deci aștept părerile voastre și ideile în secțiunea de comentarii. Pe data viitoare, vă mulțumesc încă o dată. Pa, pa!